Acesta este Național Arena, cel mai mare stadion din România. Pe gazonul acestui stadion au pășit până acum unii dintre cei mai importanți fotbaliști ai lumii, iar astăzi vreau să creăm o echipă cu aceștia cu care să încercăm să cucerim Europa. După cum se poate vedea, pe această roată avem unele dintre cele mai bune echipe de club, dar și echipe naționale ce au jucat de-a lungul timpului pe Național Arena și abia aștept să vedem unde se va opri aceasta și ce jucători vom alege, pentru că vreau să facem o super echipă. Dacă ți se pare interesant această idee, hai acolo cu un like la acest clip și nu uita să te abonezi, asta dacă nu ai făcut-o deja. Dăm de roată pentru prima oară în acest clip și hai să vedem de la cine va trebui să alegem primul jucător. Se pare că îi avem pe cei de la Chelsea, începem în forță acest clip. Chelsea a fost pe Național Arena de 3 ori, dacă mi-aduc bine aminte, de 2 ori a jucat cu Steaua sau cu FCSB, cum se numește acum, iar odată cu cei de la Atletico Madrid, o partidă de UCL ce trebuia disputată pe teren neutru, parcă prin pandemie se întâmpla treaba asta. Va trebui să alegem un jucător de aici cu mare atenție, pentru că avem de unde și avem acces chiar și la legende. Și da, prietenii, nu pot să mă abțin, îl vom alege pe Frank Lampard, jucător emblematic pentru cei de la Chelsea, jucător ce a și reușit să marcheze pe acest stadion. Mergem din nou la roată să vedem următoarea echipă, de unde vom alege un jucător pentru echipa noastră. Hai să vedem cine va fi. Se pare că vor fi cei de la FC Basel. Elvețienii de la Basel au fost și ei parcă de 2 ori pe Național Arena, au jucat cu Steaua și cu Oțelul, dacă mi-aduc bine aminte, în Champions League se întâmpla. În partida cu roșii albaștri pe teren se afla un anume Mohamed Salah, ce nu cred că și imagina la vremea respectivă că va ajunge superstar la Liverpool. Și evident că pe el îl vom transfera la echipa noastră, abia aștept să vedem cum se va descurca aici. Îi scoatem pe Basel de pe roată și dăm din nou să vedem care este echipa de unde vom alege un nou jucător. Se pare că vom alege de la FC Barcelona. Nu se putea mai bine. Barcelona a venit pe Național Arena în 2012 și a jucat un amical cu cei de la Dinamo. A venit atunci cu o echipă plină de vedete, printre care se afla și Lionel Messi, jucător ce a și marcat în poarta câinilor. Poate că o să mă urâs pentru ce urmează să fac, însă din această echipă a Barsei vreau să-l transferăm pe Xavi. Vreau să avem un mijloc demențial la această echipă. Fac asta pentru că pe roată încă se află Naționala Argentinei și dacă va pica mai târziu, îl vom alege pe Messi de acolo. Doamne ajută să fie așa, Doamne ajută să pice Argentina mai departe. Suntem din nou la roată și hai să vedem pe cine ne va scoate de data asta în cale. Vreau tot așa să avem parte de o echipă foarte bună și va trebui să alegem un jucător de la Naționala Olandei. Olanda a jucat pe acest stadion cu România pentru calificarea la Mondialul din Brazilia și ne-au administrat o bătaie pe cinste atunci, nu că la Euro ar fi fost ceva diferit. Iată cum arăta Naționala Olandei la partida respectivă, iar din echipa de atunci îl voi alege pe Van Persie, atacant pur sânge ce sper să ne ajute. Avansăm și vom da din nou de roată să vedem de la ce echipă va veni următorul jucător, se pare că de la Manchester United. United a venit pe Arena Națională în 2011 să joace cu Oțelul în UEFA Champions League și cam așa arăta echipa lor din acel moment. Pentru că o echipă de calitate are nevoie de fundaj de calitate, de aici îl voi alege pe legenda Vidic. A șasea echipă de la care vom alege un nou jucător pentru echipa noastră este Athletic Bilbao. Bilbao a venit și ea de 2 ori până acum pe Național Arena, prima oară a jucat finala Europa League pierdută cu cei de la Atletico, iar a doua oară a remizat cu cei de la Dinamo, meci în care Rivaldinho a marcat un super mega tare gol. Din partida cu Dinamo vom alege un jucător pentru că am văzut că în acel moment la Bilbao încă se afla Emerick Laporte, fundaș cu mare, mare experiență. Suntem din nou aici pe minunata roată să vedem ce jucător ne va scoate de data asta în cale. Va trebui să alegem pe cineva de la Sporting Lisabona. Sporting a venit în România să joace cu FCSB și a plecat învingătoare, iar din echipa ce a pășit pe gazonul Arenei Naționale, singurul jucător pe care l-aș aduce este Bruno Fernandes. Și da, prieteni, a acceptat oferta și este în echipa noastră din acest moment.
Mai avem nevoie de 4 jucători pentru primul 11. Pe roata au mai rămas echipe interesante și hai să vedem de la cine va trebui să alegem. Naționala Argentinei vine până la urmă, v-am spus eu că va veni. Se pare că rugăciunile noastre au funcționat. Fără să mai stăm la discuții, Messi va veni în echipa noastră și sper să facă treabă bună. Sper să joace mai bine decât a făcut-o în partida contra României de pe Arena Națională. Mai avem nevoie de 3 jucători pentru primul 11 și sunt poziții destul de complicate. Avem nevoie de fundaj laterali și de portar, dar vine Naționala Germaniei pe roată. Iată cum arăta Naționala Germaniei ce a venit pe arena din capitală și avem de luat o decizie importantă pentru că l-aș alege pe Manuel Neuer să ne fie portar, dar în același timp avem nevoie și de fundași laterali de calitate, iar în speranța că vom prinde un portar cu OVR mai mare, îl voi alege pe Kimmich să joace fundaș dreapta pentru că știm că o face foarte bine. De portar și de fundaș în stânga mai avem nevoie pentru acest prim 11, iar de această dată roata ne-o scoate în cale pe Manchester City. Nu vine într-un moment foarte bun City, pentru că din echipa cu care au bătut FCSB pe Național Arena l-aș fi ales poate pe De Bruyne, iar fundașii laterali de aici nici nu cred că mai joacă, cel puțin în FC24 nu i-am găsit. La fel se întâmplă și cu portarul. Așa că îl voi transfera pe Stones la echipa noastră și îl vom ruga frumos să joace fundaș stânga, sau poate cine știe, vom alege o formație cu 3 fundași centrali. Și ne-a mai rămas un singur jucător de ales pentru primul 11, este vorba de poziția de portar, o poziție esențială în FC24 și va trebui să alegem un portar de la AS Roma. Am și uitat că AS Roma a jucat pe Național Arena, o făcea în 2016 în compania celor de la Astra Giurgiu în Europa League, partidă ce se termina 0-0 și Astra se califica în primăvara europeană. Dar un aspect super interesant este faptul că romanii îl aveau atunci în poartă pe Alisson Becker și asta ne ajută pe noi foarte mult pentru că aducem la echipa noastră un portar de super clasă. Acum că avem echipa creată și pe lângă aceștia și ceva rezerve absolut acceptabile, nu ne mai rămâne decât să simulăm un sezon complet și să vedem cum ne descurcăm în UEFA Champions League, acolo unde competiția arată cam așa, iar echipa noastră va face parte din grupa E, alături de PSG, Arsenal și Celtic. Prima parte a simulării se oprește ca de obicei în luna decembrie, să vedem cum ne-am descurcat în faza grupelor. Totul decurge foarte bine până acum, cu 3 victorii și 3 rezultate de egalitate câștigăm grupa E, iar asta înseamnă, cel puțin în teorie, că vom avea parte de un adversar mai facil în faza următoare, acolo unde vom juca cu cei de la Aston Villa. Nu e rău deloc. Mergem pe repede înainte să vedem ce facem în această dublă cu cei de la Aston Villa, unde în prima partidă am obținut doar un rezultat de egalitate. Vine și partida din retur în care câștigăm cu 3-1 acasă și asta înseamnă că ne calificăm în sferturile de finală. Nu va fi deloc ușor pentru că sorții ne-o scot în cale pe Manchester City, va fi o dublă foarte, foarte interesantă. Prima manșă cu cei de la Manchester City se joacă în deplasare, acolo unde reușim să scoatem un rezultat de 2-2, un rezultat de egalitate, ceea ce nu este chiar foarte rău. Totul se va decide acasă, acolo unde vom da quick simulate la această partidă pe care reușim să o câștigăm cu 2-0 după prelungiri. Lampard și Xavi aduc fericirea. Reușim cu 4-2 la general să trecem de echipa lui Guardiola. Suntem în semifinale, acolo unde vom întâlni un alt colos. Vom juca cu specialista acestei competiții, vom întâlni Real Madrid. Din nou, cele două partide se vor juca într-un interval foarte rapid de timp, iar prima partidă din deplasare cu cei de la Real Madrid se termină din păcate cu înfrângere 3-1 pentru spanioli. Vom juca din nou returul acasă și asta ne poate da speranțe, trebuie doar să credem că vom obține un rezultat important care, din păcate, nu vine. Echipa noastră s-a descurcat admirabil 90 de minute, am reușit să marcăm cele două goluri prin care am dus această dublă în prelungiri. Salah în minutul 66 și Kimmich în minutul 89 marca un gol foarte important care probabil a creat haos pe stadion atunci. Doar că Vinicius și Kylian Mbappé reușesc să ne egaleze și visul nostru se spulberă. Asta este, câteodată fotbalul nu ne oferă rezultatele pe care le visăm și trebuie să mergem înainte orice ar fi. Totuși eu zic că ne-am mișcat onorabil în această competiție care ne oferă un El Clasico în final
finala Champions League și Barcelona reușește să pună mâna pe trofeu. Kylian Mbappé rămâne fără Champions League în palmares după acest experiment, însă are toate șansele să pună mâna pe el în realitate. FC Național Arena se consolează cu câștigarea campionatului pe plan intern, dar nu e ca și cum era foarte greu să câștigi Liga 1 cu o asemenea echipă. Echipa noastră câștigă și Cupa României la scor în fața Rapidului, așadar facem eventul. Am fost foarte aproape de o triplă istorică, dar asta nu înseamnă că nu ne putem bucura cu o paradă în centrul orașului și dacă ție ți-a plăcut acest experiment, lasă un like și abonează-te dacă nu ai făcut-o deja. Eu sunt Andurache și până data viitoare să auzim numai de bine!